Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Octombrie va trece cu ușoare emoții. Cu siguranță sunt zone ale vieții care vor fi puțin probabil să fie lipsite de stres. Primul și principalul sfat pentru următoarele patru săptămâni este renunțarea la orice fel de conflict cursă competitivă și clarificarea relațiilor. Doar dacă te-ai pregătit pozitiv vei petrece mijlocul toamnei fără pierderi majore în sistemul tău nervos. Patronii cerești Principala caracteristică acestui octombrie va fi o dispoziție aspră și restrânsă, care se va manifesta mai ales în sfera sentimentelor și a relațiilor interpersonale. Chiar dacă ai fost întotdeauna mulțumită de cum se dezvoltă viața ta personală, vei simți la un moment dat că acest aspect este îmbogățită de răcoare. Aceste lucru este firesc într-o perioadă în care viața noastră este orientată de corpuri cerești destul de severe. Uniunea formată de corpurile cerești se va concentra pe dezvoltarea vieții profesionale, de aceea în octombrie, poți uita de sentimente. Este imposibil să nu observi că poți profita de această etapă emoțională lejeră. În următoarele patru săptămâni, există șansa de a obține rezultate impresionante în tot ceea ce ține de afaceri, studiu, carieră, cu încercări de a reuși prin activitatea creativă. Dușmanii cerești, este bine să știi în detaliu care este influența inamicilor tăi în octombrie. Antagoniști vor fi acele care sunt la fel de responsabile pentru începutul intuitiv senzual. Nu este surprinzător faptul că, după ce au supraviețuit unei serii de atacuri puternice, mulți oameni se vor îndrepta pe calea greșită în încercarea de a-și aranja soarta și de a restabili ordinea în sfera interpersonală. Așadar, ca octombrie să nu devine un moment de cotitură în soarta ta, trebuie să-ți controlezi starea de spirit și să nu-ți permiți să devii iritabilă, agresivă sau pur și simplu lipsită de toleranță aceasta înseamnă că va fi corect să arăți răbdare cu deficiențele altor persoane, cu acele focare nejustificate de agresiune sau capricii. Liderii Zodiacului În general după cum am menționat deja, octombrie poate aduce rezultate bune în probleme profesionale și de carieră. Patronii fiecărui element individual vor avea grijă de acest lucru. Așadar, semnele de foc, leu, berbec, săgetător, și reprezentanții elementelor pământului, Capricorn, Fecioară, Taur, pot conta pe sprijinul puternic al Astrelor. La mijlocul acestei toamne, vor recunoaște lipsa problemelor de bunăstare și se vor bucura de un potențial energetic constant ridicat. Elementele de apă, Rac, Scorpion și Pești, trebuie să spere că atacurile unor astre vor fi cu efecte de scurtă durată. Totuși, încă nu li se recomandă să dea putere subconștientului, de exemplu, mă consult cu logica și abia apoi cu intuiția, semnele aeriene, gemeni, balanță, vărsător, în octombrie vor primi sprijinul unei planete prietenoase. Datorită acestei planete, veniturile lor vor începe să crească constant. Nu sunt excluse achizițiile mari. Iar acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, prima jumătate a lunii octombrie este o perioadă foarte activă, dar disarmonică pentru tine. Problemele de parteneriat ar putea deveni un obstacol în afaceri. În multe feluri, bunăstarea ta financiară poate depinde de cooperarea de succes. În plus, poți fi îndepărtată de perspectivele fantomatice și poți abandona mai multe lucruri practice. Este posibil ca partenerii tăi să poată abandona planurile inițiale, să revizuiască condițiile, astfel încât va trebui să te descurci singură cu problemele. Perioada cuprinsă între 16 și 22 octombrie va fi mai calmă, iar schimbările în curs pot merge fără probleme și în mod natural. Multe probleme complexe vor dispărea în fundal sau vor fi rezolvate cu succes, însă, după 23 octombrie, stilul tău de a rezolva probleme complexe fără să apelezi la parteneri, poate genera tensiune în relații. Banii și relațiile, în domeniul finanțelor, este prevăzută o perioadă dificilă. Pentru a nu fi într-o situație neplăcută, calculează-ți cu atenție bugetul, planifică-ți fiecare pas. Dacă ai îndoieli cu privire la problemele legate de bani, este mai bine să te consulți cu specialistul corespunzător. Dacă problemele financiare afectează în mod de direct interesele celor dragi, înainte de a lua o decizie, asigură-te că discuți aceste lucruri cu ei. Tentația de a fi la timp peste tot va fi foarte mare. Cu toate acestea, trebuie să-ți evaluezi subru capacitățile și să alegi una dar cea mai promițătoare direcție. Va necesita maximul forței și talentelor tale, dar rezultatul va fi pur și simplu uimitor. Dragostea și aventurile Dacă te afli într-o relație ar trebui să fii pregătită psihic pentru tensiune în relație, probabilitatea de conflict la începutul lunii este foarte mare. Mai mult, în majoritatea cazurilor, vei fi chiar tu provocatorul tensiunii. Fii atentă! există un risc ridicat de a-ți jigni grav tovarășul. Dacă reușești să supraviețuiești cu demnitate până pe 20 octombrie, atunci în uniunea ta va domni armonia, iar sentimentele vor deveni mai profunde și mai puternice. Dacă de curând ți-ai găsit perechea de suflet, ți este recomandat să te abții de la participarea la dispute și argumentări, vei fi îndemnată să îi parte la ele. Este mult mai util să încerci să acorzi mai mult atenție celulei ales și să înveți din ceea ce se întâmplă. Atunci pacea și armonia te vor mulțumi. Sănătatea Va fi util să vizitezi un cosmetolog și să acorzi atenție sănătății părului. În plus, ar trebui să incluzi în mâinile tău mai multe legume proaspete și pește, să te bazezi pe produse care promovează creșterea și întărirea unghiilor. Dacă nu acorzi atenție acestui lucru acum, este posibil ca în viitor, nemulțumirea față de aspectul tău să conducă la cheltuieli grave. Dacă observi o deteriorare a stării de bine, nu amâna o vizită la un specialist. Este, de asemenea, posibil să fii sfăduită să mergi la spital. Nu te grăbi să refuzi, chiar dacă ai o urgență sau dacă o chestiune importantă este planificată la locul de muncă. Viața personală în ceea ce privește sfera interpersonală, este puțin probabil să poți controla acest aspect. Din fericire, situația din afacerile tale personale din octombrie nu poate scăpa din mână decât o singură dată. Dacă ai o familie, va trebui să arăți toată umanitatea și tactul, mai ales că ești predispusă să intri în conflict cu unul dintre părinți sau alte rude apropiate ale partenerului de căsătorie. Încearcă să restabilești armonia în această comunicare dificilă cât mai curând posibil, dacă ești încă singură, în octombrie va trebui să reconsideri cercul prietenilor apropiați, cel mai probabil, unul dintre acești oameni va face un pas care va ridica îndoieli cu privire la decența și încrederea sa, din fericire, compensația pentru aceste tulburări va fi o cunoștință care va avea loc la sfârșitul lunii octombrie și va avea o conotație romantică. Ce să faci, cum să te comporți, după cum am spus deja, mijlocul acestei toamne nu este perioada cea mai potrivită pentru noi realizări profesionale sau victorii de afaceri. Ai grijă să-ți asiguri și să-ți consolidezi rezultatele deja obținute. Dacă ești preocupată cu probleme de angajare, nu este recomandat să-ți schimbi locul de reședință în acest moment. Există riscul ca un angajator potențial să devină aventurier și vei pierde multă timp prețios. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur, prima jumătate a lunii octombrie pentru tine este o perioadă aglomerată atât pentru sănătate, cât și pentru activitățile de muncă. Poți fi foarte hotărâte și uneori? agresivă, provocând pe alții la conflicte și observații neplăcute. În plus, vei avea tendința să te îndepărtezi de soluționarea problemelor complexe, așteptând până când totul va fi decis de la sine. În acest moment, practicitatea ta naturală poate eșua și ești predispusă la acte impulsive. Între 16 și 22 octombrie, energiile armonioase ale cosmosului te vor ajuta să te calmezi, să respiri. Dar după 23 octombrie, reacția ta la ceea ce se întâmplă poate să nu fie în totalitate corectă și utilă. Ceea ce poate servi drept motiv pentru un dezacord grav cu partenerii, până la o pauză în relații. De asemenea, această poziție astrelor poate afecta starea corpului tău, este posibilă inflamația articulațiilor, exacerbarea bolilor cronice, banii și relațiile. Desigur, nu vei avea vreme să te plictisești, va trebui să ai multe decizii responsabile, de care va depinde cât timp vei rămâne într-un loc, indiferent dacă îți vei consolida poziția sau o vei slăbi. Pentru ca totul să funcționeze și pentru a obține rezultatul cel mai bun, ar trebui să te bazezi pe tine însăți, pentru că se știe că tu nu subestimezi și nici nu exagerezi situația, analizezi totul, gândești corect deși situația financiară din octombrie va fi stabilă, merită să o urmărești în mod special. Banii pot pleca în mod neașteptat, atât la cadouri către rude, cât și la analize sau la diverse proceduri. Trebuie de asemenea să te abții de la cumpărături scumpe spontane, deoarece îți pot face plăcere pentru scurtă timp, dar acestea vor afecta în mod vizibil bugetul și te vor face să regreți dragostea și aventurile. Datorită muncii grele și frecvente, ai timp minim pentru viața personală, dar acest fapt nu te supără în mod special. Într-adevăr, la urma urmei, o evoluție pozitivă a carierei te va ajuta să te liniștești și să ai o poziție stabilă, iar apoi poți deja să faci pași spre dragoste. Dar nimic nu te va opri ca pasională și fermecătoare cum ești, să ai mici intrigi, să flirtezi cu colegii de la serviciu. În octombrie sunt posibile mici angajamente la locul de muncă, cursuri sau evenimente comune. Desigur, aceste lucruri nu va înlocui o relație reală, dar tu vei fi gata să te mulțumești cu o legătură temporară pe fondul unui program de lucru ocupat, sănătatea. Este de așteptat să ai o depresie ușoară. Pentru a face față unei dispoziții atât de triste, un ceai verde cu iasomie și comunicarea cu cei dragi te va ajuta nu te retrage și găsește un hobby interesant. Toate acestea vor afecta favorabil bunăstarea ta în octombrie. Un duș de contrastă dimineața îți va oferi de asemenea vigoare și energie. Din nou, din cauza muncii, poți avea probleme frecvente de anxietate și furie, care vor fi greu de controlat. În efortul de a obține grijă și compasiune de la cercul tău interior, îndrăznești să ai măsuri extreme, și anume să adopți rolul de victimă. Obosala constantă, insomnia și durerile de cap se vor dovedi de fapt o invenție obișnuită, ceea ce va deveni curând o roșine de afișat. Viața personală, astrele te predispun să te întorci pe drumul obișnuit, te poți cufunda în abisul pasiunilor interzise, de exemplu, poți începe un roman secret sau o aventură. Dacă ai o familie, înainte de a-ți permite ceva similar, ar trebui să te gândești la consecințele slăbiciunii tale excesive. Dacă ești încă singură, desigur, nu ți se interzice să flirtezi. Cu toate acestea, ți se recomandă să abandonezi construirea de relații cu persoane care sunt deja căsătorite. Ce să faci, cum să te comporți, finanțele, profesia, afacerile și cariera? În octombrie vor înceta să fie obiectivul numărul 1 pentru tine. Din fericire, situațiile critice nu sunt prevăzute în toate aceste domenii. În același timp, ca angajată nu vei fi în stare să te abții de la litigiile cu autoritățile superioare, există riscul ca un mic derapaj verbal să devină definitiv pentru cariera ta. Dacă ai propria afacere, ar trebui să nu faci atacuri imprudente în direcția concurenților în luna octombrie. Da, având o atitudine foarte jucăușă, vei dori să efectuezi o serie de atacuri non-standard, dar, din păcate, șansa de succes este încă minimă. Folosește-ți mai bine îndrăzneala și creativitatea pentru dezvoltarea neobosită a afacerii tale. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni. În luna octombrie, mai ales în prima jumătate a lunii, vor fi destule tulburări și haos în viața ta. Transformările în afaceri, propunerile neașteptate, îndatoririle, te pot face confuză și te pot te dezorienta. În acest moment, multe vor depinde de partenerii de încredere care îți pot te da mâna și se pot implica în activitățile tale. Situația financiară va fi destul de instabilă de deci ce nu ar trebui să faci achiziții și investiții mari. Motivele obiective pot face o mare diferență în societate, afectând situația ta. Perioada de la 16 la 22 va fi mai calmă, dar la sfârșitul lunii energiile disarmonice pot face transformări neașteptate care îți pot agrava starea psihoemoțională. Ți se va părea că pământul pleacă de sub picioarele tale și va trebui să te adaptezi la noile condiții. Banii și relațiile Șeful este puțin probabil să-ți aprobe ideile și să promite o nouă poziție. Dacă vrei să ai spor în carieră, atunci ar trebui să schimbi locul de muncă și, eventual, profesia. Octombrie este de loc excelent pentru cumpărături mari. Poți cumpăra tot ce ai visat, dar vei rămâne în pierdere. Practic, trebuie să te ocupi de rapoarte, de briefing și de dezvoltarea de noi proiecte este imposibil să pierzi din vedere concurenții. Dacă ești implicat în comerț, imobiliare și afaceri de publicitate vei reuși în mod vizibil și vei urca scara carierei. Dragostea și aventurile Astrele promit o situație tensionată cu iubitul tău. Dacă ești gata să te desparți de persoana iubită, atunci decide acest pas și nu mai învinovoți pe nimeni. În octombrie o persoană care este mult mai în vârstă va arăta interes pentru tine. Nu asculta ce te sfătuiesc prietenii. Trebuie să fii mai încrezătoare și mai persistentă, altfel ratezi ocazia de a crea o relație puternică. Nu te teme că bărbatul te va înțelege greșit și, de asemenea, nu ține sentimente puternice în interiorul tău. Poți întâlni o nouă dragoste în octombrie iar păstrarea ei va merita efortul și înțelepciunea. Există și predispoziția de a cădea într-un triunghi al dragostei, iar pentru a ieși te va ajuta un prieten apropiat. Sănătatea Cu cât viața ta va fi mai optimistă și mai veselă, cu atât sănătatea ta va fi mai bună. În octombrie, trebuie să mergi la stomatolog și să te consulți cu alți medici despre starea ta de bine. Ar trebui să adaugi în dieta alimente bogate în calciu, fosfor și iod. În octombrie, plimbăte mai mult, înoată în piscină și relaxează-te în baie. Dacă ai auzit vreodată de aromaterapie, atunci trebuie să o cunoști mai bine. În dietă ar trebui să fie tot întotdeauna brânză de vaci, pește și sucuri de fructe. Nu trebuie să-ți testezi puterea corpului și să neglijezi măsurile preventive. În caz contrar, vei contracta o frumoasă răceală. Viața personală de fapt, va fi suficient să respecti sfaturile de mai devreme, iar viața ta se va dezvolta destul de în siguranță în săptămânile următoare. În același timp, nu va fi deloc inoportun dacă ai o familie, să aduci ceva mai multă dragoste unirii tale amoroase, petrece serile comune mai des undeva în afara casei, dacă încă mai ești în căutarea iubirii adevărate. Este recomandat să acorzi atenție persoanei cu care ai comunicat multă timp pe o notă prietenoasă, poate că el este persoana cu care vei fi conectat atât emoțional, cât și la nivel fizic, ce să faci, cum să te comporți, în ceea ce privește profesia și finanțele, în octombrie va exista o atmosferă destul de confortabilă pentru tine, este recomandat să te concentrezi pe viitor. Este posibil și necesar să găsești partenerii noi pentru punerea în aplicarea ideilor tale îndrăznețe. Dacă ești un angajat, și dacă dorești, poți combina cu ușurință atât activitatea principală, cât și dezvoltarea afacerii personale, implicându-te în alte idei care vizează prosperitatea financiară. În octombrie, dacă ai cucerit deja Olimpul în afaceri, ar trebui să fii pregătită pentru a introduce tehnologii inovatoare avansate în afacerea ta. De asemenea, va fi adecvat să completezi personalul organizației tale cu un cuplu de tineri, îndrăzneți și creativi. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. RAC Octombrie pentru tine este o perioadă dizarmonică pentru sănătate, dar intensă în relațiile cu cei dragi și partenerii. În multe feluri, acest lucru va fi determinat de poziția implacabilă a ta însăți, precum și de inconsistența în acțiuni, de schimbările rapide ale stării de spirit și a opiniei. Ideile noi îți vor excita imaginația, vei fi ușor aeriană, iar partenerii vor trebui să te aducă cu picioarele pe pământ. În acest moment, deciziile rapide și impulsive pot aduce la consecințe neplăcute precum și la distragerată de la îndatoririle tale și de la problemele mai importante, în special în prima jumătate a lunii, următoarea perioadă negativă este așteptată după data de 23, iar pentru tine va fi o perioadă foarte energică, va crește emoționalitatea, dorința de a domina, de a învăța și, de asemenea, vei face schimbări în mediul tău și vei fi foarte dificil de convins banii și relațiile. Vei fi cu adevărat împovărată cu muncă și obligații. Dar, toată munca ta nu este în zadar, așa că ai răbdare și nu te plânge de soartă. La sfârșitul lunii octombrie, vei primi un salariu atât de bun încât îți vei putea permite chiar o vacanță în laibița. Dacă ești angajat într-o afacere personală, atunci trebuie să fii extrem de atentă. Concurenții nu dorm, iar entuziasmul tău se termină. Poți avea o situație financiară atât de excelentă încât vei dori să acumulezi o sumă indecentă de mare de bani. Adevărat, te vei certa puțin cu șeful, dar în curând vei decide să faci compromisuri. Dacă există dorință și oportunități, atunci aplică-le în luna următoare într-o nouă profesie. Aceste lucru îți va oferi o mulțime de perspective în viitor mai ales dacă tu vizezi creșterea carierei, dragostea și aventurile. Astrele ți-au pregătit atât de multe momente neașteptate, încât o vreme vei uita de problemele actuale. Într-adevăr, rămâi deschisă și altruistă pentru a atrage fani. Nu vei oferi doar cadouri cele ales, dar vei primi și cadouri de la toți cei care te plac. Soarte este un lucru imprevizibil așa că întâlnirea fatală se poate întâmpla în locul cel mai neașteptat. Nu trebuie să controlezi fiecare cunoștință, să verifici agenda telefonică și să devii enervantă cu apelurile. În caz contrar, tu însă vei face totul pentru ca relațiile tale din octombrie să se prăbușească ca o piramidă de cărți de joc. Astrele te predispun să te întâlnești cu un bărbat pe care l-ai iubit în tinerețe. Sănătatea te vei putea plânge adesea de umflarea picioarelor și durerii articulare. Nu uită de remedii populare, unguente, loțiuni și băi. Cu cât mergi mai mult pe jos, alergi și te deplasezi pe propriile picioare, cu atât mai bine pentru sănătatea generală. Va fi o lună minunată dacă ai decis să te relaxezi într-o stațiune pe malul mării. Trebuie să-ți monitorizezi starea mentală chiar mai multă decât starea ta fizică. Poți deveni constantă nervoasă, supărată și nervată de cei dragi. Pe lângă acestea ești predispusă la zlăbirea sistemului imunitar. Viața personală În rest, viața personală la mijlocul toamnei va fi plină de armonie și creație. Dacă ești singură, poți întâlni iubirea chiar acum. Dacă ești deja în pragul unei noi relații romantice, ești sortită să te scufânzi în relații incredibil de frumoase care se vor dezvolta cu o viteză amețitoare. Viața personală în cazul în care ai o familie, nu va fi atât de lină. La începutul lunii te poți aștepta la un conflict major cu cineva din gospodărie. Acțiuni suplimentare depindă de tine. Dacă această căsătorie a început să te tragă înapoi, acum este momentul potrivit pentru a pune un glonț în ea. Ce să faci? Cum să te comporți? O adevărată descoperire este probabilă în soarta ta profesională dacă ești un angajat. Poți câștiga o autoritate atât de înaltă încât vei ocupa un scaun managerial. Dacă ești doar în căutare de muncă, ar trebui să ai încredere în zvonuri. Poate cineva dintre cunoscuți sau prieteni îți va spune despre postul vacant sau care urmează să fie vacant. Dacă ești antreprenor, la mijlocul toamnei nu este recomandat să schimbi nimic în ceea ce faci. Este mai bine să te gândești la modul de creștere a productivității personalului tău. Va fi util să studiezi experiența companiilor mai mari. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu, luna aceasta te vei simți foarte activă și energică. Cu toate acestea, în prima jumătate a lunii, Energiile dizarmonice vor influența comportamentul tău, creând haos și vanitate. Toate acestea vor afecta și viața ta deoarece acțiunile și informațiile conflictuale vor fi confuze. În același timp, va exista o tendință de a dramatiza ceea ce se întâmplă, de a da vina pe ceilalți, din cauza cărora relațiile se pot agrava o perioadă mai calmă și mai constructivă este de așteptat între 16 și 22 octombrie, când te vei putea înțelege pe tine însăți și confuzia se va disipa, poți lua deciziile corecte, dar la sfârșitul lunii, va exista o tendință către aventură, acte extravagante și riscante, spre schimbări rapide și destructive. În acest moment, Trebuie să elimini în timp util contradicțiile din casă pentru a evita consecințele mai grave. Banii și relațiile Astrele te sfătuiesc să nu începi afaceri, în caz contrar drumul va fi lung și dificil. Nu-ți fie frică de muncă? Astfel vei avea un efect bun asupra situației tale financiare și a creșterii profesionale. Este posibil să găsești un loc de muncă cu fracțiune de normă pe internet. Păstrează-ți cumpătul la cumpărături, altfel îți vei pierde bunăstarea materială pentru câteva luni. Cursurile de perfecționare și învățarea unei limbi străine vor fi benefice pentru tine. Ar trebui să te gândești serios la o altă slujbă. Dacă prietenii au nevoie de sprijinul tău, nu le refuza sfatul și ajutorul. Poți economisi bani, așa că fii atentă și practică în achizițiile din octombrie. Concurenții se pot comporta față de tine atât de agresiv încât nu există altă opțiune decât să le faci față în același mod. Dragostea și aventurile Astrele îți recomandă să faci diferența în a trăi împreună cu un partener. Dacă stai constant acasă și nu mergi nicăieri, atunci relația ta se va transforma într-o rutină. Găsește un hobby comun, implică-te în activități sportive sau aranjează o excursie comună în natură. Dacă tu și soțul tău aveți timp de o vacanță în octombrie, atunci plecați în excursie. O relație de încredere se va dezvolta cu el, așa că nu încerca să strici totul și să-ți demonstrezi mândrie și autoritatea. Pot apărea probleme cu copiii adolescenți care merg la facultate și pleacă în alt oraș. Astrele îți recomandă mai puțină gelozie pentru partenerul tău. Așa cum spun ele, pentru fiecare stâlp, pune o grindă. Dacă ai încredere în el, nu-l spiona și nu-i verifica agenda din telefon. Pentru o căsătorie, dacă te-ai maturizat moral, în octombrie poți merge la oficiul stării civile. Încearcă să-ți faci griji pentru orice altceva, dar nu pentru chestiuni legate de dragoste. Sănătatea. Ar trebui să mănânci câteva mii de calorii din tot ceea ce mama natura îți oferă în această lună. De exemplu, fructe de pădure ciuperci și verdeață. Nu uita de lapte, brânză și chefir, precum și de alimente proteice. Laptele și chefirul te vor ajuta la normalizarea tranzitului intestinal. Pentru un not și relaxare pe plajă este cu adevărat o lună minunată. Înainte de a merge la culcare, câte o baie relaxantă cu lavandă sau balsam de lămâie, îți va face mai multe decât bine. Ar trebui să te relaxezi mai des și să te înscrii la cursuri de yoga. Seara, nu uita să faci băi calde, să bei ceai verde cu lapte și miere, precum și să acorzi atenție relaxării intelectuale. Vremea îți va permite să te plimbi, așa că aranjează o excursie în natură sau la mare. În dietă, ar trebui să adaugi cât mai multe legume, ierburi și fructe. Viața personală. În octombrie, după cum am menționat deja, viața ta personală poate trece peste margini și, din atenție, să se transforme într-un canal periculos. Dacă ai un partener obișnuit, ai grijă de sentimentele celuilalt și în niciun caz nu aranja pentru el un test de rezistență în relația voastră. Nu uita că Pluton abia te așteaptă să mergi pe calea greșită sau să faci o greșeală fatală. Plata facturilor emoționale va fi direct în sufletul tău. Dacă ești singură, în octombrie este puțin probabil să te poți proteja de dramele și pasiunile amoroase. Există riscul să te regăsești în mod neadecvat în vârful unei triunghi de dragoste, contactând din atenție o persoană care se află deja într-o relație. Cunoscând această prognoză, poți încerca să eviți scandaluri majore și situații pline de ambiguitate. Ce să faci? Cum să te comporți? Dramele nu sunt excluse în probleme profesionale. Dacă ești angajată, astrele te sfătuiesc să eviți familiarizarea cu colegii, unii dintre ei se vor dovedi a fi mincinoși care vor folosi atitudinea ta bună în scopuri egoiste, dacă te ocupi de afaceri nu ar trebui să faci schimbări majore în cadrul activității tale personale în următoarele săptămâni, în special nu este recomandabil să angajezi oameni care în trecut au lucrat pentru concurenți. Poate că este doar o încercare mare. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara Perioada până la 16 octombrie va fi destul de activă pentru tine și te vei confrunta cu sarcini foarte practice. Cu toate acestea, va fi dificil să obții rezultatele dorite până la data de 16, întrucât multe vor depinde de circumstanțele obiective și de factorul uman. Mai mult decât atât, dorința de a influența situația sau pe cineva nu poate duce decât la rezultate opuse și se poate întoarce împotriva ta însă. -ți. Multe probleme vor fi însoțite de neînțelegeri, de rivalitate, precum și de certuri ușoare și de ignorarea cerințelor tale. Într-o astfel de situație, îți va fi dificil să-ți promovezi ideile, dar, în perioada 16-22 la 22 octombrie, Energii mai armonioase te vor ajuta la punerea în ordine a lucrurilor și a gândurilor. După 23 octombrie, energiile excesiv de dinamice vor afecta starea ta psihoemoțională. Trebuie să-ți monitorizezi cheltuielile și, de asemenea, să nu-ți aperi prea zelos ideile, banii și relațiile. Astrele te îndeamnă să te bazezi mai des pe intuiție mai ales dacă întrebarea este despre ceva important și primordial. Șefii și colegii îți vor aprecia munca în octombrie așa cum meriți, așa că nasul tău ținut sus înainte de victorie, va fi defavorabil. Nu ar trebui să refuze ajutorul și sprijinul nici măcar al celor care, cândva, pe nedrept, ți-au spus nu. Cu concurenții trebuie să te porți mai înțelept, apoi se vor retrage instantaneu și nu te vor enerva. Banii în octombrie este mai bine să-i economisești decât să-i cheltui. Unii colegi te vor privi și urmări în mod constant, astfel încât să nu poți refuza cererile de ajutor. În sensul carierei, este așteptat să te calmezi în octombrie. Vei dori să înveți ceva nou sau chiar să stăpânești o altă specialitate. Octombrie este ideal pentru o schimbare în carieră. Dragostea și aventurile decide de cine ai nevoie și cu cine este mai bine să stai alături. Dacă deja ai ales, nu ar trebui să renunți pentru ispită și să ai o aventură. La sfârșitul lunii octombrie, este posibil să întâlnești un fost iubit. Vechile sentimente se pot aprinde ca un foc de paie, ceea ce va duce la reluarea comunicării. Merită? Dacă încă te afli în căutarea unui partener de viață, astrele prezic o întâlnire fatidică. Luna aceasta este perfectă pentru a trasa o linie în relațiile existente. Ar trebui să stabilești cine ți este drag și de cine merită să te desparți. Pasiunile furtunoase și hobby-urile amoroase îți vor umple capul, așa că poți uita chiar și de muncă. Merită? Sănătatea Astrele îți recomandă întărirea corpului cu proceduri de apă. Aceste lucruri îți va permite să te simți figuroasă? energică și puternică pe tot parcursul anului, ai grijă de inimă și vasele de sânge, așa că ia pauze de odihnă mai des, exercițiile fizice intense în octombrie sunt contraindicate, dar exercițiile ușoare, înotul în și yoga sunt ceea ce îți pot îmbunătăți sănătatea, ar trebui să ai grijă de sănătatea ta mentală chiar mai multă decât cea fizică. Încearcă să nu intri în conflict cu nimeni și să te retragi adesea pentru a te relaxa și a te odihni. Nu ar trebui să te îngrijorezi foarte mult cu probleme la locul de muncă. Aceste lucruri îți va submina ușor sănătatea și îți va strica starea de spirit. Îmbunătățește imunitatea cu vitamine adunate din fructe. Viața personală Acum voi vorbi despre aspectul care în octombrie îți va oferi cantitatea maximă de pozitiv. Aceasta este sfera sentimentelor în care este conturată o ordine completă. Dacă ai o familie, vei înțelege în sfârșit că nu există nimic mai scump decât zâmbetele celor dragi. Vei începe să-ți petreci tot timpul liber în societatea lor, fără să înțelegi de ce obișnuiai să fugi constantă de acasă. Dacă ești singură, la mijlocul toamnei vei experimenta o perioadă emoțională fără precedent. Poți întâlni cea mai mare dragoste din viața ta. Ce ar putea să o oprească? Da, numai propria ta precauție hipertrofiată. Nu ți închide inima cu sute de încuietori dacă dorești să ți întâlnești adevărata dragoste. Ce să faci? Cum să te comporți? Pentru soarta ta profesională, octombrie nu va fi cea mai optimistă perioadă. Există riscul ca tu să fii nevoită să oprești acele treburi în care ai investit deja mult efort. Acesta nu este un eșec complet, ci doar o oprire neașteptată. Continuă să construiești profesionalismul propriu. Poți studia limbi străine sau te poți manifesta în creativitate sau artă. Dacă ești antreprenor, în octombrie ești încurajată să-ți regândești relațiile cu personalul tău. Te gândești că vei încălca drepturile acestor persoane? Dacă acest lucru este adevărat, atunci este timpul să devii un lider mai uman, acest lucru va oferi ajutor extraordinar afacerii tale. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța. Prima jumătate a lunii până la 16 octombrie, pentru tine, va fi o perioadă agitată și relativ lipsită de armonie. În ciuda faptului că vei fi plină de forță și dorință, îți va fi dificil să le orientezi în direcția corectă, acțiunile tale vor fi neobișnuite și inconsistente, astfel încât îți poți pierde rapid energia fără a-ți atinge obiectivele. În plus, în acest moment nu ar trebui să-ți asumi riscuri, să te implici în probleme dubioase, relații, altfel există riscul să-ți schimbi drastic viața și, cel mai probabil, nu în bine, în același timp, argumentele unor persoane cu experiență și competență pot fi ignorate. Într-o perioadă mai stabilă și liniștită, de la 16 la 22 octombrie, vei putea pune totul pe rafturi și vei gândi următorii pași, iar după 23, se poate intensifica confruntarea cu oamenii apropiați sau cu conducerea, ceea ce poate afecta negativ cariera și poziția ta. Banii și relațiile. Nu îți vei mai minti despre carieră, dar un hobby îți poate fura din timpul tău liber, te vei strădui din toată inima pentru schimbare, vei decide să stabilești noi relații. Pentru a avea stabilitate în bani, în octombrie vei găsi ceva de făcut pe internet, poate că vei scrie articole, te poți orienta către încercarea să-ți consolidezi poziția în societate. O mulțime de bani în luni octombrie vor merge către familie și copii, dar ți, ți va plăcea să cheltui pentru cei dragi. Trebuie să fii mai respectuoasă și restrânsă în comunicarea cu superiorii. În caz contrar, nu vei vedea premiul și noua poziție. O sumă bună de bani poate veni în mâna ta de unde nici nu te aștepți. Poate că este vorba despre un văduv înstărit sau o moștenire bogată. Doar nu arunca banii la dreapta și la stânga dragostea și aventurile. Astrele prezic o relație puternică și fericită cu o persoană pe care ai cunoscut-o accidental în primăvară, deși este posibilă și o nouă cunoaștere, care se poate dovedi, de asemenea, crucială. În acest moment, trebuie să fii mai discriminatorie în comunicare și, de asemenea, să nu tragi concluzii pripite. Dacă prietenii te invită la o petrecere, atunci nu refuza. Acolo ai șansa să întâlnești iubirea mult așteptată. Va trebui să-ți aperi interesele și faptele în fața persoanei iubite. Poate că vei dori să acorzi prioritate și să modifici în mod fundamental relațiile de durată lungă. Dacă ai ca scop păstrarea iubirii, atunci cu cel ales ar trebui să te porți mai blând. La sfârșitul lunii, o întâlnire fatidică este posibilă dacă ești încă în căutarea celei de-a doua jumătatea ta, sănătatea. În octombrie ar trebui să acorzi atenție stării articulațiilor și coloanei vertebrale. În niciun caz nu supraîncărca fizic corpul. Pentru a consolida sistemul nervos, sunt indicate băi liniștitoare cu adăugarea de ulei aromatic. Bolile cronice îți pot aminti că -ai. de ce nu neglija măsurile preventive? Dacă visezi să pierzi în greutate, vei pierde cu ușurință în această lună. Antrenamentele minime în casă, mersul pe jos și aerobicul îți vor aduce nenumărate beneficii în sănătate în general. În luni octombrie trebuie să-ți consolideze mușchii abdominali. Viața personală, din fericire, la mijlocul toamnei nu va trebui să te îngrijorezi de ceea ce se întâmplă în sfera sentimentelor. Acest aspect va continua să fie pozit cu atenție de liderul tău tradițional, Venus. Nu va permite ca cel puțin cea mai mică fisură să apară în relațiile cu oamenii grași din tale. Mai ales norocoasă vei fi dacă ai deja un partener obișnuit. Poți conta pe sprijinul și ajutorul său moral. Dacă ești singură, ar trebui să fii atentă în dragoste. Există șanse ca în octombrie să începi o aventură destul de ciudată. De exemplu, cu o persoană care trăiește într-un alt stat sau să aibă o diferență mare de vârstă. Pentru iubirea adevărată, nici vârsta, nici distanța nu sunt o piedică. Cu toate acestea, înainte de a plonja în acest roman, asigură-te de seriozitatea intențiilor sufletului tău pereche. Ce să faci, cum să te comporți, pentru soarta ta profesională, octombrie nu va fi perioada cea mai favorabilă. Mai exact, vei avea o apatie în privința problemelor obligatorii. Drept urmare, ca angajat, de mai multe ori în această lună, vei auzi reproșuri din partea superiorilor pentru entuziasm insuficient în muncă. Dacă apreciezi locul de muncă actual, încearcă să te balansezi cât mai puțin posibil. Dacă lucrezi pentru tine însăți, cu atât mai mult, nu este recomandat să faci pasul departe. Această opțiune este posibilă numai dacă ai în minte o persoană în care poți avea încredere pentru a gestiona afacerea ta. Nu uită de asemenea că octombrie nu este cea mai bună perioadă pentru orice fel de inovație. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion Pentru tine, prima jumătate a lunii este una dintre cele mai dizarmonice perioade ale anului. Vei simți o lipsă de energie și instabilitate psihoemoțională, din cauza cărora vei reacționa mai accentuată la observațiile sincere ale oamenilor din jurul tău. În plus, vei fi predispusă la o stare de iritare, atacuri de panică și, de asemenea, vei avea predispoziția să te desparți fără regret de oameni și să rupi contactele la cea mai mică suspiciune. În acest moment, trebuie să fii foarte atentă cu echipamentele electronice și, de asemenea, să nu cedezi provocărilor, deoarece îți poți schimba soarta într-o clipă. Pentru o perioadă scurtă de timp, de la 16 la 22 octombrie, vei putea să respiri, să privești în jur, să gândești mai sensibil. În cea de-a treia decada a lunii octombrie, energia ta va crește, te vei simți mai încrezătoare aceasta este o perioadă bună pentru dragoste și creativitate. Cu toate acestea, trebuie să te aștepți la o poziție din partea concurenților. Banii și relațiile În ceea ce privește afacerile, nu ar trebui să te bazezi prea mult pe tine. Banii din octombrie pot veni pe neașteptată și pe scară largă. Este mai bine să nu acorzi atenție criticilor venite din partea colegilor. Poți fi complet ocupată să vinzi imobiliare? să cumperi o mașină și să urci pe scara carierei. Există suficientă finanțare pentru toate, dar va trebui să cheltui mulți nervi. O lună grozavă pentru crearea de rețele de relații și semnarea documentelor. Ți se poate oferi un loc de muncă în străinătate. Astrele te sfătuiesc să te bazezi mai des pe intuiție, mai ales dacă întrebarea este despre ceva important și primordial. Șefii și colegii îți vor aprecia munca în octombrie așa cum meriți, așa că nasul tău nu este bine să fie prea semeț înainte de victorie. Nu ar trebui să refuz să ajuți și să sprijini nici măcar pe cei care cândva pe nedrepti au spus nu. Dragostea și aventurile. Învață să oferi mai multe decât să ceri, apoi o dispoziție romantică este garantată pentru întregul an 2020, cât a mai rămas. Dacă ești liberă de căsătorie, ar trebui să privești cu atenție în jurul tău și la noi cunoscuți, pentru a nu trece cu vederea sufletul tău pereche. Dacă vei corecta defectele din caracter, atunci vei întâlni iubirea adevărată și vei fi fericită. Hobiurile tale romantice vor dispărea în fundal, ceea ce nu este surprinzător. Persoana care îndeplinește toate cerințele și dorințele va fi alături de tine în octombrie este posibilă iubirea necorespunzătoare? Dacă te vei simți atrasă de un portret ideal al celuilalt, încearcă să trăiești în realitate, nu fantezii, atunci în schimb vei obține sentimente reciproce și o atitudine sinceră, sănătatea. Vei fi atât de veselă, zglobie și energică încât toate răcelile și virușii te vor ocoli. Starea mentală va fi, de asemenea, la cel mai înalt nivel de deci ce nu se poate pune problema depresiei și a deznădejdii. Astrele îți recomandă să nu uiți de exerciții fizice moderate, sport activ și relaxare morală. Cu toate acestea este indicat să ocolești sala de fitness. Este o perioadă perfectă pentru a beneficia de măști pentru pielea facială, mai ales care conferă elasticitate și ameliorează procesele inflamatorii. În compoziția măștii poți adăuga miere, suc de lămâie, ou și infuzie de urzică. Fii atentă! Poți experimenta disconfort la stomac. Trebuie să urmeze o dietă pentru a scăpa de greutate și balunare. Viața personală În ceea ce privește sfera sentimentelor, sfaturile de mai devreme vor fi relevante. Nu permite niciun decalaj insurmontabil între tine și cei dragi, orice îndoială, frici, nemulțumiri unul cu celălalt pot fi ușor eliminate dacă te adun cu ei într-o atmosferă confortabilă, vorbești din inimă și răspunzi la ceea ce te chinuie atât de mult, dacă ești singură, în octombrie, printre altele, va trebui să te gândești la ce loc alături de tine vei acorda unei persoane destul de ciudate, care pretinde că este partener de relație. Dacă nu ai o simpatie deosebită pentru această persoană, fi sinceră cu el și cu tine însăți va fi corect să întrerupi cu tacta această comunicare. Ce să faci, cum să te comporți, acum, în legătura cu aspectul în care nu ai avea decât dorință, vei putea obține victorii pe scară mare. Dar dacă lucrezi la o firmă și nu obții plăcerea pe care o meriți de la muncă, în octombrie poți da o lovitură de stat. Nu-ți fie teamă să scrii o scrisoare de demisie. Întreaga lume este deschisă pentru a căuta un alt loc de muncă mai profitabil. Dacă ești antreprenor, din mijlocul acestei toamne poți și ar trebui să cauți idei noi pentru dezvoltarea afacerilor. Cel mai probabil, un anumit proiect non-standard îți va aduce un triumf special, chiar dacă a cărui implementare poate părea o aventură reală. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Agetător. În această lună vei coopera foarte activ cu o varietate de oameni, te vei alătura cu noi planuri, vei discuta și vei promova idei, vei găsi susținători, antreprenori, finanțatori. Cu toate acestea, perioada dizarmonică din prima jumătate a lunii poate face ajustări la starea de spirit și viața ta. Creșterea unui fundal agresiv poate deveni o piedică în comunicare poate crea tensiune și intoleranță, ceea ce va afecta nu numai relațiile, ci și faptele. În acest moment, este nedorit să investești în proiecte noi pe care acum le vezi pentru prima dată, precum și să împrumuți sau să dai cu împrumut. În perioada de la 16 la 22, îți poți corecta greșelile, poți înțelege ascensiunile și coborâșurile relațiilor tale, dar după 23 octombrie, te așteaptă o perioadă dificilă și chiar periculoasă, pot fi vătămări, situații de urgență. În plus, sunt posibile probleme în viața ta personală, dezamăgire și un sentiment de singurătate. Dar, așa cum bine știi, totul este trecător, iar în noiembrie deja vei fi uitată de această săptămână ciudată. Banii și relațiile. Vei avea multe probleme urgente diferite dar nu vei avea timp să devii un consumator de timp și nervi. Totul se va stabiliza până la sfârșitul celei de-a treia decade. Prin urmare, timp de 25 de zile din luna octombrie, trebuie să fii la timp și în parametri optimi, dacă nu la toate, atunci la multe. Poți face aceste lucruri cu adevărat, mai ales că este posibil să nu găsești un moment la fel de bun pentru a implementa proiectele tale de afaceri anul acesta de ce mai puțină gândire, mai multă acțiune. Nu duci lipsă de curaj, dar ai uneori exces de frivolitate. Adună toată puterea ta într-un pumn, întocmește-ți un plan de lucru detaliat și începe să faci pași mari înainte, spre visul tău. În noiembrie poți fi literal călare pe doi cai de dată. La începutul lunii va deveni clar că șefii nu intenționează să-ți asculte opinia. Prin urmare, trebuie să cântărești punctele forte și să rezolvi o problemă în care sunt posibile două răspunsuri. Sau îți amintești de înțelepciunea că inițiativa este pedepsită, sau preferi să mergi în umbră până la perioade mai bune, sau ai o șansă și, apelând de la ajutor îți folosești toate talentele, profesionalismul și farmecul tău, sau rupi rezistența ta fenomenală cu gânduri negative și cobori de pe cal. Ferele sunt în mâinile tale. Astrele te sfătuiesc să dai pinten calului și măcar o dată în viață să nu te uiți înapoi, dragostea și aventurile. Evenimentele de pe frontul dragostei vor începe să se schimbe cu viteza luminii, ca într-un caleidoscop. Pot apărea unele probleme care vor trebui rezolvate mai repede cea mai probabilă perioadă în care ar trebui să te concentrezi este pe fondul primei întâlniri și va fi chiar în prima decada a lunii. În acest moment, sunt așteptate certuri cu pasiunea sau înțelegeri miraculoase. Este necesar să-ți restrângi tot spiritul înflăcărat și să folosești farmecul pentru a evita certurile grave. Dar tu știi deja că poți cuceri și o stâncă? De ce ar trebui să demonstrezi asta? luna va fi bogată în cunoștințe noi și interesante. Poate că vei putea să-ți întâlnești sufletul pereche, mai ales mulți bărbați care simpatizează cu tine, iar dragonului din tine va fi dificil să discearnă cu exactitate pe cine să aleagă. Nu trebuie să fii distrasă de sclipiciul fals al vărsătorului pentru a nu face o alegere pripită. Regula principală este o reacție calmă la o atenție sporită din partea sexului opus. Instinctul interior te va ajuta la evaluarea corectă a noilor cunoscuți și la experimentarea sentimentelor care lipseau până acum. Sănătatea În octombrie vei lucra atât de mult și vei stabili legături de afaceri, încât atunci îți nu vei observa cum îți vei submina sănătatea. Trebuie să fii mai atentă și să nu neglijezi odihna și o dietă echilibrată. Astrele îți recomandă controlul periodic al tensiunii arteriale? mai ales dacă ai o preferință deosebită pentru sare, mănâncă mai multe legume, bea sucuri de fructe și ceaiuri liniștitoare, nu ar trebui să-ți supraîncarci corpul, dar ar trebui să fii mai sensibilă la sănătatea ta, exclude alimentele grase din dietă, dar laptele bătut, chefirul și iaurtul, din potrivă, vor ajuta la normalizarea digestii. Trebuie să respecti măsura norice, altfel vei depăși, atât fizic, cât și mental greutate optimă. Nu-ți asuma mai multe decât poți face, prioritatea ar trebui să fie odihna și alimentația bună, viața personală, planeta iubirii va fi alături de patronii zodietale în octombrie, ceea ce îți va oferi posibilitatea de a evita orice fel de neliniște în sfera interpersonală. Cu toate acestea, dacă ai o familie, ești încurajată de astre să acorzi o atenție sporită sferei sentimentelor, rămânând te atât, cu partenerul tău în spatele ușilor dormitorului matrimonial, renunță la discuții despre afaceri și muncă, concentrează-te pe plăcerea pe care o oferi și o dorești. Dacă ești în căutarea iubirii adevărate, în octombrie astrele îți vor fi fost destinat multă noroc pe drum vei întâlni o persoană pe care o vei evalua mai întâi ca o personalitate extraordinară, aspectul lui va fi foarte diferită de idealul tău. Cu toate acestea, vor trece doar câteva săptămâni și vei realiza că nu există nimeni mai frumos decât această persoană. Ce să faci? Cum să te comporți? În sfera profesională la mijlocul acestei toamne, vor exista o serie întreagă de schimbări pozitive. Unele vor fi mai mari decât cele imaginate sau visate. Poate că vei primi poziția pe care o aștepți de câțiva ani, poate că vei învăța cum să îmbin construirea unei cariere ideale și implicarea în propria afacere, sau poate chiar toate deodată. Emoțiile te vor năpădi de la vârful degetelor picioarelor până la urechi, iar starea de exaltare va face ca inima să ceară o întâlnire cu cardiologul. Degeaba! nu vei suferi decât de roade înălțime, pentru că nu sunt excluse modificări dacă ai fost nemulțumită recentă de locul tău de muncă actual. Poți și trebuie să decizi în acest caz să renunți pentru a căuta opțiuni mai potrivite, dar deja astrele ți le-au oferit. Ce mai aștepți? Dacă ești implicat în propria afacere, în octombrie mai multe drumuri promițătoare se vor deschide simultan în fața ta. Nu se poate exclude faptul că o organizație mai mare îți va oferi să vă uniți, sau să fii pur și simplu absorbită într-o structură mai mare, sau o persoană importantă să valorifice sutele de idei creative pe care le ai, asigurându-ți un impuls pentru o creștere suplimentară. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn În octombrie vei fi ocupată cu probleme de carieră, poziția ta în societate. Vei putea controla bine situația celor din jurul tău, de aceea te vei simți destul de încrezătoare. Cu toate acestea, dezinformarea, bârfele pot submina reputația ta și pot influența relațiile cu prietenii și rudele. În plus, relațiile confuze pot cauza o criză mentală și pot pune la îndoială semnificația activităților tale. Perioada de la 16 la 22 octombrie este mai potrivită pentru comunicare, iar tu vei putea rezolva fără durere probleme complexe într-o relație. Dar după 23 octombrie, va fi mai dificil de făcut, întrucât chestiunile urgente vor necesita un angajament de plin din partea ta, iar îndatoririle și situațiile neobișnuite te pot scoate din rutina ta obișnuită. Te vei simți în nesiguranță din cauza lipsei tale de competență, banii și relațiile. În octombrie, vei juca două roluri, sau acționar majoritar, să preferi să nu decizi nimic pe cont propriu, bazându-te pe faptul că alții, sau șeful, știu mai bine. Apropo, chiar dacă ești lider, poți face la fel ca și directorii unor firme similare, să cumperi anumite bunuri sau să le refuzi, sau cel de-al doilea rol, cardinalul Gri, care, poate părea că este de acord cu toate, se supune, dar de fapt își ascute pumnalul și o face astfel încât cât mai mulți oameni să cadă sub el. Călătoriile și deplasările ar trebui cel mai bine minimalizate, încearcă să stai locului și să nu te mănânce călcâiele. Desigur, multe situații pot fi rezolvate fără tine, dar nu și faptul că îți vor plăcea aceste noi comenzi dar partea financiară a problemei îți va face plăcere. Poți conta pe o primă, o creștere a profitului sau achiziții de succes în a doua jumătate a lunii, dragostea și aventurile. În relațiile de familie, va trebui să-ți regândești rolul într-o varietate de situații. Da, poți face ceva, dar cât de bine și de eficient, poate ar trebui să inviți un profesionist pentru a face pe toată lumea fericită. Apropo, în acest caz nu trebuie să te confrunți cu starea de spirit proastă. Invită în casă un vărsător și rezolvi totul dintr-o lovitură. În viața ta personală, nu trebuie să se întâmple nimic neașteptat. Deja de la începutul acestei luni, poți îmbunătăți acele relații care au fost multă timp într-o stare de incertitudine. Cu prietenii și cu persoana iubită, totul se va dovedi bine. Și în acest context, Astrele-ți recomandă să acorzi atenție faptului că pentru tine, octombrie este considerată una dintre cele mai reușite perioade pentru conceperea unui copil. Sănătatea. În această lună, este posibil să fii supusă unor afecțiuni ușoare și pe termen scurt, afecțiuni cu care poți face față rapid, posibil chiar și fără intervenție unui medic. Problema lunii va sta în tot felul de alergii. De exemplu, poate apărea pe țesături sau produse cosmetice, deși aceste lucruri nu s-a întâmplat până acum. Boli într-o măsură mai mare se pot manifesta prin autosugestie, deci starea ta de sănătate depinde de propria ta dispoziție. Este bine să crezi că toamna nu este cu nimic rea și astfel nu ai de ce să fii îngrijorată. Excepție fac alergiile, dacă ai o predispoziție la acestea, ele pot apărea fără aprobarea ta. Dacă în urmă cu ceva timp erai bolnavă și ai urmat un tratament, ai făcut o operație, acum este momentul să afli rezultatele, să verifici dacă există consecințe și să faci ceva în această privință. Viața personală, în ceea ce privește prietenia, familia și dragostea, o atmosferă armonioasă se va dezvolta acum în octombrie. Cei apropiați vor susține orice inițiative pe care ți le-ai propus. De exemplu, despre reparații de locuințe, despre procrere, despre mutarea într-o altă regiune sau despre ceea ce ar trebui să fie familia ta în următoarele patru săptămâni, într-un mod extrem de economic, adunând finanțe pentru o achiziție destul de costisitoare. Dacă ești singură, în mijlocul acestei toamne, este puțin probabil să te cufânzi în abisul pasiunilor de dragoste romanele pentru tine vor fi limitate, cu excepția unei corespondențe fără sens cu un interlocutor de pe internet. Nici tu, nici această persoană nu se grăbește să se apropie. Ce să faci, cum să te comporți, în tot ceea ce are legătura cu profesia, afacerile și cariera, nu ai voie să permiți o abordare apatică. Există șanse ca în octombrie, angajat să ai șansa să te declari cu vocetare cea mai bună lucrătoare. Nu rata această oportunitate. Dacă lucrezi singură, independent, nu ar trebui să renunți la parteneriate potențiale. Este foarte probabil ca asocierile de afaceri încheiate chiar în octombrie să se dovedească extrem de reușite. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Vărsător Prima jumătate a lunii octombrie pentru tine este o perioadă dinamică, dar nu una ușoară, când poți face fața adversarilor tăi ideologici poate cu obrazul puțin și fonat. Nu este exclus să simți mai acută lipsa resurselor financiare. Acesta nu este momentul potrivit pentru călătorii, deplasări de afaceri în străinătate, deoarece planurile și speranțele pot eșua în activitățile educaționale și științifice pot supraviețui un eșec lamentabil datorită incapacității tale de a te exprima ca urmare a unei lipse cronice de inspirație. Fundalul acestei perioade poate fi o condiție morală foarte instabilă, tu putând fi aruncată de la o extremă la alta. Perioada de după 23 octombrie va fi mai defavorabilă, când multe dintre problemele și contradicțiile interne vor fi agravate vor fi reglate radical, permițându-ți declarațiile caustice specifice ție, iar apoi urmate de regrete pentru natura ta categorică. Nu-i nimic, toată lumea știe că iubești pe toți în felul tău caracteristic. Banii și relațiile În octombrie, în relațiile de afaceri nu ar trebui să ai poziția de lider incontestabil. Aruncă pentru o vreme coroana întrebulendre și încearcă să-i auzi pe alții. Caută un compromis. Acum nu este momentul tău de glorie. În afaceri, trebuie să asculți părerile partenerilor și angajaților, altfel riști să pierzi mai multe decât poți câștiga, dar cel mai rău să te trezești împroșcată cu noroiul în care tocmai ai călcat. Șefii îți pot oferi mai multă libertate în dorința de a scăpa de gura ta, dar vei avea posibilitatea de a te dovedi în situații neobișnuite. Deci, Poți trece de la zdrențe la bogăție dacă ești activă, cu adevărat altruistă și nu te temi să-ți pui poalele în cap în loc de bazma. Creșterea în carieră este posibilă și rapidă. Este posibil să ai în vedere chiar că nu ești încă pregătită pentru funcție, dar amorul propriu primează. Dragostea și aventurile Octombrie nu-ți va duce un val de emoții. Poate că ai planificat să începi o viață nouă în octombrie? să construiești sau să stabilești noi relații, dar se pare că totul se va limita la intenții. Evenimentele lunii îți vor lega intențiile de piciorul patului, relațiile permanente te pot plictisi și pot deveni o rutină. Întreaga lună, și mai ales primele trei săptămâni, nu sunt favorabile unei manifestări via sentimentelor, mai ales că va fi greu să regăsești. Octombrie nu este tocmai bun pentru o viață comună și de familie? Și în niciun caz nu este potrivit pentru momentele romantice la birou. Vei arăta o ingeniozitate de invidiat în ambalarea lucrurilor de vară, sau o pentru a evidenția cu fast biroul tău, ceea ce va provoca mândrie și admirație legitimă doar pentru tine. Dar pentru a fi flatată și complimentată, nu este necesar să ai mâini de aur. Este suficient să te lauzi și dacă se poate să inventezi niște rude cu nume fabulos. Un limbaj bine susținut în citate este ceea ce ai nevoie, dar tu nu duci lipsă de așa ceva. Sănătatea. În luni octombrie, probabilitatea de a te este puțin mai mare și se așteaptă o deteriorare generală a stării de bine. Vei avea nevoie de câteva metode generale de întărire, plus o luptă activă împotriva deficitului de vitamine. Fii atentă și reține că în primele două decade ale lunii octombrie ai un risc ridicat de rănire. Fii atentă la mersul pe jos și când te antrenezi pe instalațiile sportive, dar având în vedere că ambele sunt destul de străine, consideră avertizarea ca fiind peorativă. De fapt, nu ar trebui să te plângi de sănătatea ta. Dacă există afecțiuni, atunci acestea sunt destul de mici, de scurtă durată, dar este posibil să te plângi în continuare de tiroidă. Aceasta este cu totul altă problemă și o vei suporta precum kilogramele în plus, adică ca pe o scuză. Este posibil ca o răceală obișnuită să te facă puțin mai iritabilă ca un focos nuclear și situațiunea de grav bolnavă, să-ți aducă un alt fel de plăcere. Nu ți se recomandă să te alimentezi excesiv și, într-adevăr, pofta de mâncare ar trebui cumva să o pui în discuție cu tine să-ți. Viața personală Principalul lucru care trebuie făcut pentru a menține fericirea personală este de a face concesii mai des. De exemplu o concesie perfectă este un tort sau ceva dulce bun, sau de ce nu o pizza bogată în timp ce savurezi o emisiune gastronomică. Desigur, există riscul ca partenerul tău obișnuit, sub influența unei venuți neprietenoase, să devină agresiv răspunde în același mod și ridică astfel probabilitatea de a-ți conduce relația într-un impas rezolvabil. Ești predispusă să faci totul pentru ca orice conflictă din interiorul cuplului tău să atingă dimensiuni apocaliptice. Dacă ai încă norocul să fii singură, nu este recomandat să construiești dragoste de birou. Maximul care va rezulta din această construcție este o colibă fragilă care va fi sparte de primul test de rezistență, dar mai ales de privirile păguboase ale colegilor. Mai simplu spus, este o mare greșeală să speri că romantismul pe furate se va dovedi durabil. Ce să faci, cum să te comporți, succesul este destul de probabil în problemele profesionale. După cum am spus deja, vei putea influența deciziile organizatorilor talentați, ajustând situația astfel încât altcineva să-ți rezolve problemele și dificultățile în repetate rânduri. Octombrie este un moment bun pentru a te gândi la un parteneriat profesional profitabil sau uniune de afaceri. Tu știi mai bine ca mine cum, tu dai ordine iar ei execută. La sfârșit pui pe cineva să plătească. Apropo, dacă lucrezi pe cont propriu în următoarele patru săptămâni poți avea dificultăți cu subordonații tăi. Cel mai probabil, vei funcționa, făcând și mai multe eforturi, dar pe ansamblu o lună foarte bună, minunată în care încă te bucuri de libertate. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Pești, în luna octombrie, influențele cosmice adverse, în primul rând, vor afecta bunăstarea ta, apoi activitățile tale, cea mai dificilă va fi prima jumătate a lunii când de declarații dure de la alții poți ucide orice inițiativa ta. În acest moment, îți va fi dificil să interacționezi, să rezolvi probleme complexe. Totuși, tu însă -ți te vei comporta în mod ambigu, reacționând prea brusc la ceea ce se întâmplă și luând în prealabil o poziție războinică. În perioada 16 la 22 octombrie, va fi posibilă rezolvarea contradicțiilor și atingerea unui compromis. La sfârșitul lunii, potențialul tău de viață va crește, cu toate acestea, contradicțiile interne, dorința de a urma sfaturile altor persoane vor crește, va exista dorința de a-ți încerca norocul, ceea ce poate crește riscul de accidente și vătămări, banii și relațiile. În octombrie, nu ar trebui să încerci să stai confortabil cu toată lumea, să ai pe alții în jurul tău, în primul rând deoarece într-o măsură mai mare, succesul va începe să se întâmple de unul singur, ceea ce înseamnă că nu merită efortul suplimentar. În al doilea rând, ca urmare a eforturilor tale, costurile, inclusiv materialul, pot te depăși limitele care îți sunt permise. De exemplu, va trebui să vizitezi locuri pe care le-ai străbătute deja și ți se potrivește destul de bine acest lucru. În a treia decada a lunii, Va veni timpul să te trezești din hibernare. Poți începe proiecte de afaceri, poți întâlni parteneri, poți semna contracte. Activitatea și disponibilitatea ta pentru acțiune vor fi cheia norocului în afaceri pe toată perioada lunii octombrie. Contactele cu autoritățile statului nu vor fi line, chiar dacă ești bine pregătită. Dragostea și aventurile. Noi sentimente ți vor fi dezvoluite în această lună. Dacă ai o familie, te uiți la soțul tău diferit, el va deschide din nou ceva nou pentru tine. La urma urmei, bărbatul este și el un mister etern care poate fi rezolvat în ani de zile. Dacă încă nu ai o familie, atunci octombrie îți va oferi șansa de a crea una. Vei întâlni o persoană care este foarte potrivită pentru tine și vei începe o relație serioasă. Inovațiile în relații te vor forța să-ți îmbunătățești calitățile pozitive și să lupți împotriva negativului, așa că în octombrie vei face o treabă bună cu tine. În a doua jumătate a lunii octombrie, în relațiile tale cu sexul opus, vor apărea subestimare și incertitudine. Sentimentele tale vor avea nevoie de libertate și de însuflu de aer curat. Evită rutina în relații și nu te scufunda în soluționarea problemelor interne. În caz contrar, partenerul tău, ca și tine, veți dori ceva nou, deci, o schimbare. Dacă ești îndrăgostită și te decizi cu privire la niște pași serioși, atunci este mai bine să nu îi faci încă, să aștepți până pe la Crăciun. Sănătatea Bolile în octombrie sunt în mare parte autohipnoză, deci starea ta depinde de propria ta dispoziție. Dacă este bine și crezi că în toamnă nu este nimic rău deloc, atunci, de fapt, nu este nimic de îngrijorat, excepție sunt alergiile, dacă ai o predispoziție la acestea, ele pot apărea fără aprobarea ta, în luna octombrie, cu coagulabilitatea sângelui poate crește, poate apărea o predispoziție la blocarea venelor, în special pe picioare, și formarea cheagurilor de sânge, declanșatorul poate fi accidentare, o lovitură care poate fi primită sau autoindusă, de exemplu, în timpul unui joc. Deci, deocamdată, este mai bine să nu participi la ele. Viața personală În ceea ce privește viața ta personală, acest aspect în octombrie îți va oferi îngrijorare minimă. Este important pentru tine dacă ai un partener permanent să petreci timp liber maxim în compania persoanei iubite. Te poți gândi să cauți un hobby comun, în același timp, nu uita că orice tip de extremă ți este contraindicat, sau fomice reparații la domiciliu. În octombrie, nu este recomandabil dacă ești singură să stimulezi artificial interesul pentru tine însă îți. Nu uita sfatul acesta, este mai bine să rămâi în fundal și atunci nu vei fi atinsă de drame inutile de zi cu zi, de exemplu triunghiuri de dragoste sau scene de gelozie ale unui fost partener de relație. Ce să faci, cum să te comporți, în tot ceea ce are legătura cu afacerile, finanțele și cariera, la mijlocul toamnei, nu este recomandat să-ți asumi riscuri. Acum, proverbul pasărea din mână este mai bună, este relevant pentru tine, mai mult decât atât. Treapta de neatins se poate dovedi a fi destul de agresivă. De exemplu, vei renunța la poziția curentă și nu vei găsi un limbaj comun cu colegii noi la serviciu. Dacă lucrezi pentru tine însăți, printre altele, nu ar trebui să lași starea de spirit a subordonaților tăi să intre în lumina reflectoarelor. Asigură-te că aceste persoane nu au niciun motiv de nemulțumire. În caz contrar, unul dintre ei poate crea o amenințare deliberată pentru bunăstarea cauzei tale. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!